Salutare, salutare, vereșanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou case opening foarte, foarte special. Din nou, vereșanilor, pe site-ul Hellcase, alături de Cristina! Bună! Vereșanilor, am zis să aducem și astăzi pe Cristina, pentru că în ultimele dăți ne-a purtat un noroc foarte mare și am scos skin-uri foarte scumpe și nu m-am putut abține să o chem nici astăzi, așa că, Cristina, îți mulțumim foarte mult. Ia zic cu ce începem, Cristina, dar mai întâi de toate, nu uitați să folosiți promocodul Andrei Vereș pentru a primi 30 de cenți gratis sau folosit 44 de persoane și vă mulțumesc din tot sufletul, vereșanilor. Așa, bun, acum, Cristina, putem să-i dăm bătaie. Așa, dar mai încă ceva, Daily Free-ul, Cristina. Da, chiar, hai să-i deschidem și Daily Free-ul să vedem ce pică. O să facem un case opening de $27, vere... Mamă, uite classify-ul ăla. Ah, asta este, bun. Hai să vedem, Cristina, cu ce începem, ia să vedem. Ce ai vrea să deschidem? Mamă, sunt foarte multe cu tine, seama. Nu-ți dai seama? Vrei să te ajut eu? Da. Vrei să... Bun, bine. Sun sau classify? Hai, alege una. Dintre cele două. Să vedem. Classified? Ok. Bine, classified deschidem. Am avut și bănuți. Hai să vedem ce pică, ce pică, ce pică. Da, 347, am dat 4. E bine, e bine. Se putea și mai rău. Bun. Dintre 4, AK, Dragon, USP, deci ce vrei, uite, din toată linia asta. Mai puțin asta și asta. USP, bine, o să deschidem 2 USP-uri. Păi da, frumos, ori deschidem cutii, ori nu mai deschidem, adică hai cu kill confirm-ul. Start track 4, 5, 6, bine, am dat 3. Bine, bravo. Bravo, bravo. Bun, deschidem, ce zici, o cutie de M4, vrei? Ok, hai să deschidem. Acum chiar că nu mai avem bonus, Cristina, nu știu ce să ne facem. Așa, și, mamă, Aoleu, Cristolo. Gata, te las pe tine. Vai, ok, bun. Haide să deschidem. Să deschidem. Stai să mă uit. Deschidem un Glock. Ok, deschidem un Glock. Nu, deschidem două. Păi, asta poate în speranța că o să pice ceva mai frumos. Un fade ceva. Opa, da. Reactor 279, ne-am dat 3. Decent. Oricum la M4 ăla, uite, vreau să deschid un beast, Cristina. Oricum la M4 ăla mi-a dat daună totală, mi-a dus viața la urin. Opa, bine, bine. Bun, hai, e drăguță cutia asta. Da, chiar e, se merită. Bun, ce mai vrei să deschidem, Cristina? Un AVP vrei? Ok, hai să deschidem. Hai cu dacă pică dragonul, nu știu, să nebunesc. Mă uite dragonul. Opa, electric, hai, ăsta e scump. Bine, Cristina. Da, n-aș fac ai field tested. Da, păcat. Mama, am avut skin-ul ăla. Da, și dar nu a sfârșit bine. Da, așa, am înțeles, unde a ajuns? De pariuri. Am înțeles. Nu băgați la pariuri. King Queen Case, hai să deschidem ce de asta. Mamă, de 4.99, hai să vindem ceva, să deschidem și pe asta, că n-am deschis niciodată. Da, spicase de la început, parcă. Ia să vedem, nu, aia asta n-am deschis o King Queen. Hai să o deschidem, uite. Dar ce spică? Nu știu, sper nu Elite Build-ul sau Emerald. Vreau să pice, uite, ăsta, Wildfire. Haide. Mamă, fix de ce mi-era frică. De ce ai cobit? Nu, gata, am avut și bani. Bun, hai să vedem ce vindem. AK-ul ăsta, AVP-ul ăsta. Hai să vedem dacă putem scoate AVP-ul. Dacă este stoc. Nu știu, ar fi să meargă. Ok, deci putem scoate ori ăsta de 10, ori ăsta de 11, ori ăsta de 12. Eu mai degrabă l-aș vinde, sincer, și m-aș băga la un cover, Cristina. AVP-ul. Eu l-aș vinde, sincer. Facem o nebunie. Da, că e și ok, ăsta, hai să vedem dacă merge să-l scoatem. O să scoatem pe ăsta dacă merge. Ok, merge, ăsta-l vindem. Ăsta-l vindem, da, vindem și vindem. De ce mi s-au blocat banii? What? Stai, mă auzi? Mi-a picat netul? Uite, e tot ok, what? Ok, error, this item is already stored. Da, ți-a luat... What? Uite, a fost, s-a blocat site-ul, m-am speriat. Bun, hai să vedem, nu mi-a venit încă, ok. Bun, m-am speriat. Mamă, cred că s-a băgat update, uite, da, s-a băgat update în timp. Oh my god. Le deschidem, vrei să le deschidem? Da. 2020 am deschis, uite, asta deschidem. Hai să deschidem, mamă, ești nebun, pe episod s-a băgat update, lol. Asta, dai timing, perfect timing.
Opa, avem pe... Bine! 263, o să-l vând. Totuși am făcut profit, hai să scriem și pe asta. Yoda, cutia lui Yoda, Cristina. Mă, poate pică un, un schimb pe, pe caracter, ar fi super fain. Opa! 4,95. Cât costă cutia? 5,70. Ok, mamă, Grinch, nu știu, mamă, nu știu ce să zic. Da. Astea mai ieftinuțe, așa că nu suntem prea bogați. Nu venim moșul la noi anul ăsta. E răstit sărac moșul. SSG, 1,62, bun. Bine, hai să ne băgăm, Cristina, la... Fii atent, la două cover-uri, Cristina. Ne-am dus. Ne-am dus, putem da închide episodul. Mai avem încă $18. Pică Dragon Lord, Cristina, pică Dragon Lord. Du-te! Ai... Opa, bă, skill-ul ăsta. Bun. Bun, ăsta o să-l vând. Așa. Wow, dar e și Battle Scared. Ok, a venit pe Steam, a venit asta, dar nu o să accept momentan. O să văd dacă putem scoate și în 4-4. Mamă, o să scot, uite ăsta, Desolate Space, ia să te withdraw. Ne lasă oare? Cred că ne lasă teoretic, practic, nu știu. Ar fi mișto. Ok, da, ok, bun, o să primim și acest Desolate Space, bun. Ok, e bine, așa, bun. Ce mai deschidem pe aici, Cristina? Ceva ce n-am mai deschis, nu știu, așa. Cuțit? Nu, asta nu merge. Cuțit? A, avem 8. Știi că de... 14, pardon. Vrei să ne vângăm la cutie? Am văzut să-mi una de 8 pe care am mai deschis-o. Ia să vedem unde e. 99. S-a scos aia Fade. Unde e? Dacă o vezi cumva. E mai sus, e sus. Da? E sus. Da, uite, mai sus. Da? Mai sus. A, pe aici ai, nu? Știu că... Mai sus. Uite-o ai. Mamă, pică cuțit, oh, Cristina. Mamă, așa. Hai cu cuțitul. Mai că pică dacă e. Du-te că nu te... Uite-l! Dar și ăsta e bun, cred. Hai că bun dacă e. Mai facem o de bunie, Cristina. Mai facem o de bunie, mamă. Deci mi-a stat inima loc, Cristina. Deci nu... Uite că m-ai retras două iteme, nice. Așa, și acum să-l acceptăm și pe ăsta. E decent, adică se putea și mai rău de atât. Așa. No, bun, și am acceptat și asta, perfect. Hai să închidem asta, închidem asta. Ok, mă lasă să închid sau sal. Așa, bun, mai avem încă $8. Mai avem pe aici ceva? Ceva de vândut? Nu mai avem, bun. Ce mai deschidem? Avem 8. Ceva ce n-am mai deschis. Sau n-am deschis. Asta nu, Kingui nu. Collector? Uite Collector, hai că uite scutii noi, văd că da. Măcar ne încercăm aici, deși nu sunt atât de profitabile pe cum cutia aia cover, Cristina. No. Aolo, asta e jale, cred că. 2. Mamă. Ia, ce zici, ne încercăm norocul la o cutie cover așa ca de final, de 7? Mhm. Mamă. Haide. Mamă. Ai stat tot norocul nostru, mamă, haide. Mamă, nu-i frică, Cristina. Mamă, și... ok, asta ar fi scump, teoretic. 7. Eu o să-l vând și mai dăm una. Nu mă pot abține, pare rău. Oh, no. Mamă, hai cu beast, hai cu ceva. Aolo. 6, 7. Mamă, e bine că mai putem deschide una. Nu mă las, până nu pică una ca ceva, una Dragon Lord acolo, frumos. Și, oh, da. Mamă, nu se... 6, 5, 6, mamă. Da. Hai să vedem, ideea că dacă o să vând... Da, măcar hai să-mi dea că mă lasă să-l retrag. Dacă nu, uite, mă lasă să-l retrag. Ai. Păi, Veresanilor, noi o să punem capăt acest episod aici, pentru că aparent o să mă lasă să-l retrag și ăsta. Ideea e că ăsta costă 6,56. Dacă mă duc la inventory, am scos ăsta de iarăși 5 și ăsta de 9. Deci, practic, într-un fel, am scos vreo 18-20 de euro pe acolo. Deci e bine. Cam ăsta a fost episodul Veresanilor. Încă o dată, nu uitați să folosiți promo codul. Îi mulțumim foarte mult, Cristinei, că și astăzi ne-a purtat noroc. Dacă acum încolo, doar că eu o să facem case opening, pentru că e o fată foarte norocoasă, frate. Deci, cred că e cea mai norocoasă persoană pe care am întâlnit-o în viața mea, frate. Nu știu, nu înțeleg. De unde... Spune-ne și nouă secretul, Cristina. Nu știu ce ai făcut anume sau nu știu. Mai... Nu știu, dar... Sau nu se dă din casă. Bun, eu am fost Andrei alături de Cristina și noi desigur ne vom auzi data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!